Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Emisiunea de astăzi este un test pentru fiecare dintre noi. Cum facem prieteni iarna asta? Dăm căldura mai mică, închidem caloriferele, stingem becurile, ne aducem aminte de perioade mai triste din istoria României? Trăim cea mai mare criză a gazului și a curentului electric din istorie, sunt cele mai mari prețuri și cele mai mici resurse. Rusia ne-a anunțat că nu ia complet livrările pe una dintre conducte câtă vreme îi sunt impuse sancțiuni economice din cauza războiului din Ucraina. Statele europene încearcă să găsească rezerve de gaz pentru toamna și iarna asta, dar nu le găsesc, iar Europa ne îndeamnă la un plan de economii. În câteva zile vor apărea mai multe propuneri de la Bruxelles care o să ne spună să consumăm mai puțin gaz și mai puțin curent. Benevol. Adică să avem, de exemplu, 19 grade în casă, să stingem becurile, să ne gândim de două ori când folosim un aparat electronic. Știți deja acest lucru. Pentru mulți dintre europenii de rând este finalul unor ani de bunăstare, dar și apariția unor facturi de neimaginat. Cumva, în România e ceva mai bine pentru că noi avem gaz. Reușim să ne acoperim consumul în mare măsură, iar statul a aplicat un mecanism de plafonare și prețul plătit, atât la prețul plătit de populație, cât și la cel de producție. Dar tot ne îndeamnă să facem economii și asta pentru că, la nevoie, România ar putea să ajute țările vecine. În ce privește curentul electric însă, să știți că ne apropiem de un dezastru, iar măsurile propuse ridică semne de întrebare. E adevărat, statul a plafonat prețul pentru cea mai mare parte a populației. Sute de mii de oameni care consumă însă mai mult nu au niciun fel de protecție. La fel, afacerile mari consumatoare de curent, iar companiile mici și mijlocii, nu sunt protejate întru totul. Statul spune că a dat o ordonanță care să oprească specula pe firul de producție până la furnizare și aplică taxe prin care refuză să deconteze facturile mai mari de 1300 de lei pe megawatt. Dar același stat nu și-a plătit facturile către furnizori, iar companiile care ne vând curent au încercat ieri să cumpere la noul preț propus de stat. Și ce să vezi, nimeni nu a vrut să le vândă. E bine, multe voci vorbesc astăzi de un blackout. Adică s-ar putea ca unele companii să n-aibă de unde cumpăra curent. O să vă explic pe parcurs. De fapt, cea mai mare problemă este că astăzi România nu produce destul curent electric și o să vă dau toate detaliile necesare. Dar ne îndreptăm către o epocă dificilă. De-aia vă chem la dezbatere. Acum, 0372069599. Sunteți de acord să treceți iarna aceasta cu 19 grade în casă? Cum vă protejați de facturile mari la curent electric? Și măsurile astea propuse de guvern vă ajută cu ceva? Dați-ne și soluții dacă apucăm să le discutăm. România în direct răspunde la 0372069599. Suntem și pe Facebook, puteți să ne scrieți și pe WhatsApp la numărul pe care îl știți, 0728312. Urmărim mesajele voastre și intrăm acum în dezbatere. Salutare, Bogdan! Salutare, Cătălin! Salutare ascultătorilor! Bine ați revenit în primul rând. Un subiect destul de arzător, să zic așa. Pe partea de protejare, cred că până la urmă, vrem, nu vrem, nu avem încotro să micșorăm gradele în casă. Suplimentar de asta, eu ca și persoană fizică, să zic așa, care locuiesc la casă și în lunile de vârf plătesc undeva la 500 de metri cubi de gaz, toată vara am plătit în continuare 300 de metri cubi, ca să intru în iarnă cu un, cu o sumă preplătită, să zic așa, în cazul în care, nu știu, prețul va fi altul decât cel plafonat. Aha, există oferta metodul, mea acum este de 11 lei pe metru cub, oferta primită de la furnizor. Din martie, de când mi-a expirat contractul și aveam 0,86 de bani, oferta actuală este de 11 lei. Deci, în loc de 0,86 cât plăteai, ți s-a dus la 11 lei. Atenție, ești plafonat inițial, în continuare. Inițial, da. Inițial a fost 7,80 lei
pe o perioadă de 6 luni, după care a expirat și acea perioadă de 6 luni și acum mi s-a făcut o nouă ofertă valabilă până în aprilie anul viitor, când va expira această plafonare, și este 11 lei prețul întreg. Asta e ceva ce nimeni nu poate plăti. Deci ca să fim înțeleși. Sub nicio formă. Deci, oricum, v-am zis, mă gândeam de la un 23 de grade cât aveam în anii trecuți termostatul, oricum mă gândeam să fie undeva la 21, asta clar. Nu știu dacă 19 este fezabil, dar până la urmă, în momentul în care nu ai încotro, nu ai încotro. Iar legat de energia electrică, din ce văd, mă încadrez la cei 255 și acolo am plătit în plus, la fel pentru a avea cât de cât o iarnă, să zic, liniștită între ghilimele. Spune-mi, cum crezi că prețurile astea ar putea da înapoi? La ce te gândești? Suntem foarte mult influențați de ceea ce se întâmplă în afară. Chiar dacă producem gaz, se pare că prețurile sunt influențate de acea bursă, nu știu, nu mă pricep, dar cu siguranță ceea ce se întâmplă în Europa afectează foarte mult și ceea ce se întâmplă la noi. Cu siguranță nu vom vinde gazul ieftin în afară, sunt sigur, ar trebui să fim, nu știu, nu e fezabil să faci lucrul ăsta. Și automat prețul din Europa va influența și prețul din România. Deși nu este normal, producem, ar trebui pentru, cel puțin pentru casnici și pentru întreprinderi, să fie un preț preferențial. Pentru că suntem producători, până la urmă îl extragem. De ce să nu beneficiem de aceste resurse? În primul rând, noi beneficiem. Să spunem asta, că în primul rând noi beneficiem. La gaz, statul român are un mecanism prin care ne ajută. Îți mulțumesc tare mult, Bogdan. La curent este o problemă pe care statul nu prea vrea și nu prea poate să o rezolve. Pentru că la curent, mecanismul prețului este făcut după cel mai mare preț de producție, să spunem așa, cel în care se face curent electric cu gaz. Iar statul nu vrea să rupă acest mecanism al prețului de acest coș. Dacă ar face-o, poate ar scădea. Numai că măsurile astea noi luate nu contribuie deloc la chestiunea asta. Referitor la prețul la energie electrică, primim un mesaj, doresc să înștiințez pe cei care ne conduc că locuiesc la 4 km de Arad, casă modestă, 3 camere, hidrofor, cazan pe lemne, boiler electric și pe perioada de iarnă am 300-320 de kW. Știți ce înseamnă asta? Că este peste limita aceea de 255. Și la mine atâta este consumul. Nu mă lăfăiesc, spune semnatarul acestui mesaj. Se face discriminare pentru că și eu plătesc taxe și impozite. 0372069599. Mihai, salut! Dai căldura mai încet? Salut, Cătălin! Sunt la sentimentul celui care a vorbit înaintea mea. De la 22,5-23 mă gândeam să cobor undeva spre 21, dar mai jos mi se pare destul de... Eu am călătorit în Franța de multe ori și stăteau la 17-18 grade și simțeam că mă congelez acolo. Și vara și iarna. Vara dădeau aer condiționat la 18 grade, iarna lăsau căldura nu mai mult de 19. Nu cred că ar putea trăi. Nu suntem obișnuiți cu aceste temperaturi. Ei, dar voi coborâ, 20-21. Știi că am mai trăit noi, erau 13 grade în casă. Hai să vedem, nu știu câți ani ai, dar pe vremea mea mai înghețau și geamurile. Nu că mi-aș dori, Doamne ferește, să se repete așa ceva, dar se întâmpla, le-am văzut. Da, însă din ceea ce privește partea de sistemul de plafonare gândit de guvern, într-un fel este inechitabil. Stau și mă gândesc la familii care au 5, 6, 7, 8 copii. Acei oameni nu pot să locuiască în două camere ca să se încadreze în baremul impus de stat. Aceia vor consuma automat și curent, și gaz mai mult și nu se vor încadra în nicio măsură de protecție a statului. Pe când un director, un parlamentar, poate la fel de bine să stea într-un apartament cu două camere și el să primească acea subvenție. Mi se pare un pic inechitabil din punct de vedere social și a protecției sociale. Mecanismul de protecție este făcut ca o pătură, cum se spune, adică nu are importanță câte venituri ai în viață,
ci cât curent consumi. Ori protecția nu ar trebui făcută așa. Uniunea Europeană, Comisia Europeană, va veni cu un set de măsuri care va face probabil protecția asta mai țintită. Adică să te duci realmente către oameni care au nevoie, cum spui tu. Dar guvernul alege soluții simple. Știi de ce? Că mecanismele statului român nu sunt capabile să ofere protecția asta țintită. Da, probabil că este un mecanism îndreptat spre beneficiul lor electoral. Și atât, din păcate. Nu spre beneficiul celor care au cu adevărat nevoie. Unde mai punem cei care se încălzesc cu lemne? Unde punem, Doamne ferește, cei care nu au parte de gaz la ușă sau la poartă și sunt nevoiți să se încălzească cu curent? Care sunt mulți care și-au făcut încălzire cu curent când nu au avut încotro, iar acum, vă dați seama, cred că ar însemna spre 1000 de euro pe lună cheltuieli la încălzirea cu curent. Mi se pare total anormal, total greșit să-i punem deoparte, să-i punem la zid, de aceea să-i condamnăm la faliment. Da, înțeleg acest punct de vedere. Îți mulțumesc tare mult, Mihai. Cum să fie curentul suficient când termocentralele Mintia și Iernut au fost închise? Am depus proiect pentru instalare panouri fotovoltaice în decembrie 2021, deocamdată nimic. Da, statul nu vine nici cu aceste soluții. Nu reușim să facem investițiile necesare și nici să redeschidem termocentrale de care acum este nevoie, spre deosebire de trecut. Dar cineva ne mai spune și următorul lucru, naționalizare. Păi frate, ce să mai naționalizeze? Fiți atenți un pic aici. Producția din România, 80%, sector majoritar de stat. Deci 80% din producătorul sau din curentul făcut în România este făcut de stat, da? Transportul este monopol de stat, Transelectrica, da? Distribuție este monopol de stat în administrare privată. Doar furnizarea este făcută de furnizori care sunt consacrați, mă rog, cei din piața privată. Ce ați vrea să naționalizeze dintre toate astea? Că ele sunt cam naționalizate, pe oamenii care ne vând curentul. Și apoi am mai auzit o jumătate de minciună în piață, când se vorbește de naționalizarea companiei franceze care s-a petrecut vara asta. Dumneavoastră credeți că francezii le-au luat lor a compania și au zis, bă, plecați acasă? Nu. Francezii le plătesc 9 miliarde de euro pe partea de companie pe care o dețineau. Are România de plătit asta, să zicem, dacă ia vreo companie de furnizare de asta? Are de plătit niște miliarde de euro, că doar nu facem ca pe vremea comuniștilor să, cum să zic, le luăm la oameni proprietatea și ei rămân fără nimic. Cea mai mare dezbatere publică din România. În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea. Cristian, salutare! Dai căldura mai încet? Eu nu. Eu sunt un bucurromân fericit, să zic așa. Am încălzire pe lemne. Îți dă și statul 150 de lei, chiar că ești fericit, deci... Nu. Nu-mi dă statul absolut nimic, pentru că am salariu destul de mare și nu... Dar sunt un fericit. În schimb, este o problemă la companiile care emit facturile la curent. Ca să nu plafoneze acel preț, să ai 250 de kilowatt sau cum e plafonat respectivul preț, emit facturile la 2 sau la 3 luni. Și ajungi tot la 350-400-500 de kilowatt. Nu cred. Asta e o greșeală și aici te duci la NRE. Nu, asta e o șmecherie ieftină. Pentru că e vorba de consumul nostru. Care o companie o face în România, la care eu am renunțat și am trecut la altă companie pe această chestie. Da, te duci la NRE, cine e necinstit, pentru că legea pe care o am în față spune că este vorba de un consum lunar. Asta, da. Dar asta fac. Și încă ceva, vreau să atrag atenția, deci calculul, ca să nu cădem într-o eroare, calculul cu 255 se face pentru cei consumat în 2021. Dacă tu în 2021 consumai 400 de kilowatt și azi consum 255, nu primești plafonarea. Nu primești pentru că ei se uită în urmă, nu astăzi. Sigur că dacă tu te încadrezi în 255, azi plătești mai puțin, dar plătești la prețul întreg. Ăsta e alt lucru pe care statul român l-a făcut greu de înțeles. Lasă-mă, nene, să plătesc ce consum acum, nu ce am consumat în trecut, că eu azi vreau să mă păzesc. În fine. Da. Eu sunt un caz fericit, mă încălzesc cu lemne, am centrală pe lemne, prețurile la mine în localitate nu sunt chiar așa de ridicate comparativ cu alte zone.
pentru noi e bine. Și nu sunt de acord cu a face economie atâta timp cât noi producem gaz. Să dăm la alții. Că nici nu alții nu ne-ar da dacă am fi în aceeași situație. Nu ne-ar da? Nu. De ce ești atât de sigur? Vă spun că nu ne-ar da. Păi uite, îți explic. Pentru că noi suntem români. Bun asta, da. Știi, hai să-ți spun un mic secret al economiei noastre. Tu știi că noi nu producem curent electric cât are nevoie țara asta? Asta știu. Asta știi. Și de unde crezi că vine curentul ăla electric lipsă? 1000 de megawați. Nu cred că de la cei care noi facem economie ca să le dăm gaze. Nu, curentul electric vine de la alte țări care ne-l vând. Dacă vrei, ți le spun că avem Bulgaria. Bulgaria ne vinde zilele astea curent electric, ca noi să putem să acoperim consumul. Au o centrală atomă electrică mai mare decât a noastră. Noi n-am fost în stare la Cernavodă. Bun, n-am fost în stare, dar ce vreau eu să-ți spun acum e că teoria asta că alții nu ne-ar da, alții ne dau în fiecare zi, zilele astea. Eu zic că unele state nu ne-ar da dacă ar fi. Părerea mea personală, nu... Țările, știu că e părerea personală, dar poate să fie uneori greșită. Țările sunt în competiție. Da, e firească competiția și fiecare își acoperă spuza. Nu știu ce va hotărâ guvernul României la un moment dat, dacă celor din Bulgaria, dacă Bulgaria nu să mai aibă nicio urmă de gaz să încălzească cetățenii și tu ar trebui să te încălzești cu 19 grade, ce zici, îi dai și lui bulgarul ăla să facă și el 17 grade în casă? Asta da, bulgarul e băiat finanț. Am înțeles. E bine. Dar cui să nu-i dăm? Ca să măcar să avem o imagine exactă. Sunt state care au venit în România, au făcut o grămadă de bani, iar în momentul în care te duci acolo să muncești, e cazul meu personal, trebuia să ajung într-o funcție de conducere într-un stat european și mi s-a spus că nu poate să mă pun în funcția respectivă pentru că sunt român. Da. Este urât atât. Dacă s-a întâmplat așa. Cristian, eu asta vă pot spune. Și eu sunt sigur că dacă noi am avea gaze, noi le dăm gazelor și iar avea curent electric să ne vândă nouă, vă garantez că ei să ne vândă gaze nouă, vă garantez că nouă nu ar vinde gaze și ar vinde cu totul la alt stat, dar nouă nu. Ia să vedem. Va fi testată teoria asta în curând. Mi se pare că deocamdată mulți se plâng fără motiv. 19-20 de grade, păi o temperatură cât se poate de normală. Ce este peste 20, iarna nu e normal, ne spune cineva. Păi ce vreți să vă plimbați în chiloți prin casă și să aveți 22-23 de grade? Prea multă vreme ne-am obișnuit să aruncăm energia pe fereastră. Ăsta e mesaj venit pe WhatsApp. Elena, salutare, ești la România în direct. Bună ziua! Părerea mea este că ar trebui să, adică așa mi-ar plăcea mie să aud din partea Europei sau României măcar un mesaj din ăsta de solidaritate. Eu aș da temperatura mai puțin, doar să nu cedăm șantajului Rusiei. Asta mi se pare, cred că pierdem din vedere esențial. E vorba de valoarea asta a libertății, pe care fiecare la nivel individual cu atâta o poate apăra, să-și dea căldura mai mică. Doar ca să, nu știu, să economisim și da, să ajutăm și țările care n-au, să ajuți întreprinderile care produc ceva, eu doar pot să pun 3 bluze în plus pe mine. Și e suficient. Așadar, tu zici că atâta vreme cât trebuie să ținem democrațiile în viață, sacrificiul acesta e... Mi se pare revoltător că lumea nu vede esențialul. E mult mai prețios valoarea asta a libertății, mult mai prețioasă decât că mi-e frigă în casă. Cum a zis mai devreme, pe vremea lui Ceaușescu aveam căldura la 14 grade și apă caldă de două ori pe săptămână. Sau nu, încălzeam la aragaz și mă spălam cu apa aia caldă. Noi aici, în România, înțelegem foarte bine ce este Rusia. Temerea mea este însă că în societățile occidentale, multe dintre ele învățate cu bunăstare în ultimii 70-80 de ani, asta e o idee greu de primit. De ce un italian sau un francez sau un spaniol care e atât de aproape de capătul... Eu în Germania am auzit voci care spun să nu cedăm șantajului Rusiei și să dăm căldura mai încet. Adică asta se poate viraliza, cum se pot viraliza alte lucruri, printr-o campanie gândită și gândită centralizată din nivel european. Eu cred că asta se viralizează dacă o ai în inimă și dacă simți cu adevărat așa. Că până la urmă cine să o viralizeze? Guvernul? Sigur, poate să facă și chestiunea asta. Dar așa îi putem ajuta și pe oamenii aia. Sigur că o să ne fie mai greu și multor o să le fie foarte greu. Da, atenție! Și merită, când pui în balanță să fie mai greu, doar cu prisma căldurii
și în partea cealaltă Rusia și lipsa democrației, cred că e clar ce cântărește, dar mulți oameni nu văd imaginea așa și aici văd rolul guvernului să arate lucrurile astea, să le scot în față. Cine o să simtă, o să simtă și cred că o să simtă mulți. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Aș vrea să-l ascultați un pic pe domnul Ciucă. Ia să vedem. Este o măsură prin care se dorește limitarea risipei de energie. Pentru că altfel se ajunsese ca să nu mai ținem cont de cât de mult consumăm, pentru că se compensează de la stat. Dumneavoastră acasă veți face economie? Absolut. V-ați pus becuri economice? Și becuri și panouri, da. Și a pus panouri, domnul Ciucă, păi le-a plătit de la el, că uite, ne scriu ascultătorii că de 7 luni au depus dosarele la Casa Verde și că lucrurile nu merg cum trebuie. Da, cel puțin 2,5 MW puteam băga în rețea, nu e mult, dar ca mine sunt mulți alții. Nu cred că 2 MW ați fi dumneavoastră, ați fi extraordinar, cred că kilowați. Dragoș, salutare, ai auzit îndemnul domnului Ciucă? Bună ziua! Te ascultăm. Bună ziua! Sunt și eu în aceeași situație ca și despre cei despre care ați vorbit aneauri. Mi-am montat panouri fotovoltaice cu banii mei, pentru că programul acela nu merge, pentru că nu sunt interesat să meargă. Am ajuns la concluzia aceasta. Dacă au fost dosare respinse și oamenii s-au dus în instanță și au câștigat procesele că le-au respins aiurea dosarele, așa vă imaginați ce interes al statului român este ca noi să producem curent electric. Nu interesează. Mi se pare că sunt implicați în toate firmulițele acelea de transport, distribuție de energie electrică. Eu mi-am pus panouri fotovoltaice de 3 luni de zile. De 3 luni de zile o investiție de 10.000 de euro, mă uit la ele pe casă, pentru că electrica nu vrea să vină să-mi pună un contor. Să-ți pună contorul ăla nou, să devii prosumator, da. Să devin prosumator, nu vor, domnule, asta e o minciună ce spun toți, domnul Ciucă, domnule, că noi suntem nu sunt interesați decât de buzunarele lor, domnule. N-au nicio treabă cu România și cu noi, nicio treabă, iar când aud ascultători pe la dumneavoastră, domnule, că trebuie să facem un sacrificiu, să facem, ce sacrificiu să faci, doamnă? Am primit bani din Europa pentru panouri, pentru dosarele acestea. De anul trecut, din 2021, eu n-au fost în stare să dea drumul la acel program. De ce credeți, domnule? Ori de incapabili, ori de alte interese. Incapabili. Acum, nu știu, eu nu mă uit după conspirații, acolo unde s-ar putea să fie vorba de foarte multă prostie. Iar statul român chiar ne-a dat chestiunea asta. Acum, domnule Ciucă, dacă ne ascultați, și știu că din când în când mai ascultați, aveți panouri pe casă, poate puse de dumneavoastră, cu banii dumneavoastră, dar când România are această resursă, sunt 50.000 de dosare care ar putea să reducă facturile oamenilor și ar putea să bage curent în rețea la un preț mai mic, trebuie să faceți ceva să rezolvați această problemă, pentru că altfel ajunge la grad de nesimțire. Asta e una dintre soluții. Ori în țara asta mai sunt și oameni activi, mai sunt și oameni care muncesc, mai sunt oameni care vor să facă. Nu vă puteți uita doar la cei care au nevoie de sprijin, ci și la cei care pot să facă ceva în țara asta. Cum e ascultătorul nostru, Dragoș, care a găsit soluția și a pus panouri, dar atenție, deși face curent, electrica, compania nu îl preia. Apropo, la electrica ce problemă mai aveți? Că asta e monopol de stat, cum spuneam mai devreme, dar e gestionată privat, dacă am așa. Am acum 3 luni de zile, mi-au dat numărul de înregistrare, am luat ordinul ANRE, în care este scris acolo că dosarul trebuie să-mi dea răspuns în 2 zile, dacă actele sunt corect făcute, sau în 5 zile, dacă am vreo problemă în documente. Și să-mi specifice care sunt problemele, dacă trebuie modificat ceva sau adăugat ceva. Ei, gândiți-vă că au trecut 3 luni de zile, acel răspuns care trebuia să mi-l dea conform ordinului ANRE în maxim 5 zile, dacă erau acte care nu erau în regulă în dosar, au trecut 3 luni de zile, nu mi-a dat nici acum răspunsul acela. Nu interesează nici de lege, nici nimic. Eu dacă nu plătesc o factură la electrică, am penalități și mă dau în judecată imediat. Așa merge legea, din sensul acela merge, din sensul ăsta nu merge.
corect. Îți mulțumesc pentru mesajul tău. O să-i rog pe colegii de la știri să urmărească această poveste care reprezintă mult pentru zeci de mii de români. Altfel, sunt vorbe. M-am uitat și pe ordonanța pe care guvernul a dat-o zilele acestea. Ce face ordonanța asta? Îi obligă pe oamenii care lucrează în piața asta energetică să cumpere curent la un preț mic, la un preț sub cel adevărat, să spunem. Ora asta nu se poate întâmpla. Ieri mai multe companii energetice au încercat să cumpere curent la 1300 pe megawatt, cât zice guvernul. Ce să vezi, nimeni nu vrea să le vândă. Dacă vor cumpăra la un preț mai mare, guvernul i-a asigurat că nu decontează aceste facturi. Bașca, că mai are și o suprataxă, da, și în condițiile alea ei strâng foarte mulți bani la buget. În acest moment, statul român mai protejează câteva milioane de locuințe care consumau până la 255 de kW, instituții publice, gen spitale, știu eu, primării și alte instituții de care avem nevoie, și lasă în aer, în primul rând, câteva sute de mii de oameni care au consum mare, întreprinderile mici și mijlocii, cărora nu le mai plătește decât 80 și până la 85%, marile companii și pe furnizori care sunt nevoiți să cumpere scump și să vândă ieftin la prețul stabilit de stat. Oameni buni, asta nu se poate nici măcar în comunism, nici într-un fel de lume. Adică ăștia nu o să mai aibă de unde să cumpere curent la un moment dat. Că se vor uita și zice, bă, dacă statul îmi dă 1300 și eu cumpăr cu 2700 la cât s-a ajuns, cine îmi dă ăștia 1400 de lei? Că el n-are voie să cumpere. Oana, salutare, ești la România în direct. Bună, Cătălin. Ai punctat teribil de bine acum ultimele cuvinte. Vreau să pornesc cu altceva, dar dacă tot ai deschis subiectul ăsta, într-adevăr, cred că vor fi extrem de afectate partea asta, industria, economiei, mici producători. Acolo cred că se va simți extraordinar de mult impactul. Dar să revin un pic la motivul principal pentru care am sunat. Ai pus acea întrebare dacă vom face sacrificii și dacă vom da temperatura de acasă mai jos, cu un grad, cu două. Temperatura normală de somn e în jurul a 20 de grade. Sau temperatura normală care să stai în casă e în jurul lui 20 de grade. Asta o vor putea dovedi și o vor putea spune medicii. Dor mult mai bine și ești mult mai sănătos în jurul acelei temperaturi. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii 10 ani, în ultimii ani și mai ales la noi în România după Revoluție, a crescut confortul, a crescut puterea de cumpărare și ne-am permis ca români să creștem temperatura în casă. Extraordinar de mult și-au pus centrale proprii în apartamente și în case și și-au pus temperatura cum au dorit. Ai citit un mesaj foarte un pic haios, așa să zicem, de pe WhatsApp, că umbli în chiloți în casă, dar da, sunt foarte mulți care în plină iarnă stau în tricou și în pantaloni scurți în casă pentru că le este comod și le este ușor, dar nu este sănătos. Diferența este foarte mare de temperatură dintre cei afară și cei înăuntru, asta o spun în cunoștință de cauză. Și să știți că vesticii, dacă stau la 19, 20, 21 de grade, nu stau neapărat, să zicem, în ce stau pentru că știu că așa este sănătos. În momentul în care se învelești, de exemplu, bunicii noștri se înveleau cu plapuma de lână. Da. Deci în momentul în care pui pe tine o pilotă... Am aici un mesaj de la cineva din București care spune că a avut în bloc, mă rog, bloc cu căldură și bloc izolat, zile în care a avut 24-26 de grade. Atenție, nu făcute de el, ci date de la CET. Exact, nu e bine. Sunt zile în care am deschis geamurile, spun el. Ca să se aerisească, da, și nu e făcut cu cap, cum nu se face cu cap nimic din partea, aproape nimic, să zicem, să nu fim așa exigenți sau așa de strict, atâta indolență și de lăsare și nepăsare din partea angajaților de la instituțiile statului. Un lucru făcut fără cap sau fără să spui prima dată întrebarea care va fi rezultatul sau ce vom obține de aici sau ce urmărim, duce la temperaturi excesive, duce la temperaturi foarte mari. Ai dreptate, dar aici nu-i vorba musai despre sănătate. Înțeleg argumentul tău, e foarte bun, îl apreciez. Și de ce am vrut să spun, este o opțiune de libertate a oamenilor. Da,
Așa este, și pentru că este această opțiune de libertate și pentru că de multe ori lumea intră în... se sperie, vai, trebuie să cobor temperatura în casă sau crește cazul. Eu vreau să aduc așa o altă informație, o informație că este, nu este o problemă că dai jos, dai mai jos temperatura în casă. Nu se speria, că nu se întâmplă nimic, din contră, s-ar putea să adormi mai bine, să intri în starea de REM mult mai repede, să respiri mult mai bine, să dispară anumite probleme, anumite probleme de somn, dacă tu ții în jurul 20-21 de grade în timp ce dormi. Mulțumesc, e bine că am avut și opinia asta. Pentru mulți români, asta reprezintă însă altceva. Și am să vă rog să-l ascultați pe Laszlo Borbély, oficial român care conduce o agenție de dezvoltare durabilă. El a zis câteva lucruri într-o ședință de guvern. Am avut o perioadă pe vremea comunismului, că știți foarte bine, nu? Nu aveam energie electrică, nu aveam gaz și stăteam cu fiica mea de 6 luni de zile cum să încălzim locuința. Sper să nu ajungem acolo, dar cred că e foarte important și la nivel individual. Și da, eu am avut 3 nepoței o săptămână la mine și am arătat cum putem stinge lumina, cum putem să nu curgă apa tot timpul când... Deci sunt unele lucruri simple. Aici, da, sunt și cu asta de acord. Dar amintirile noastre sunt dure, sunt profunde despre perioada aceea. Poate multora le este teamă că se vor întoarce acolo. Poate mulți nu sunt de acord să aibă o astfel de atitudine într-o situație de criză geopolitică. Poate nu interesează. Cred însă că viața ne va împinge acolo. Vreau să vă zic așa. Cred că epoca bunăstării s-a terminat atât pentru societatea occidentală, cât și pentru societatea românească. Am prins un praf de dezvoltare aici. Poate am fi putut mai mult. Dar mi-e teamă că trebuie să ne întoarcem, să batem niște pași înapoi. Nu există o promisiune în democrație că toate lucrurile vor merge bine la un moment dat. Lucrurile merg când prost, când bine, trebuie să ne adaptăm. Democrația nu e un bancomat, prieteni. Nu bagi în el voturi și scoți de acolo căldură și prosperitate. Drumul său este mult mai greu. Va trebui să plătim niște facturi acum pentru a ne păstra democrația. Noi românii plătim și o factură pentru incompetență, iar în aceste zile plătim niște facturi și pentru onor lașitatea guvernului, care nu vrea să rupă niște mecanisme de preț de pe lanțul producție-furnizare, astfel încât să recurgă la niște plafoane acolo care să mai micșoreze prețul curentului. Să ținem minte și asta. Bogdan, salutare, vorbești la România în direct. Salut, Cătălin. Cred că treaba e simplă. Nu putem să negociem libertatea. Dacă negociem, înseamnă să cedăm? Nu e normal să cedăm șantajului rusesc. Au suferit alții cu 50-100 de ani înaintea noastră, nu trebuie să ne sărim. Okay. Da, 25 de grade, cine vrea 25 de grade în casă, cred că trebuie să plătească. Da, sincer, plătește plafonat, că în România știi cum e plafonat. Da, nu e normal, nu, trebuie să plătească neplafonat cine vrea 25 de grade în casă. Da, cât e deci pe piața, liberă. Așa. Un mecanism în care zice în felul următor: domnule, cine și-a făcut 19 grade și a consumat, să zicem, 300 de metri cubi, dau și eu un exemplu, nu știu dacă e cel mai potrivit, până la 300 de metri cubi, iau, te înseamnă că ai plafonat, că ai respectat dorința noastră, că poate ești un caz social, că, na, așa stau lucrurile și plătește atât. Cine trece peste, ca la curent ar fi mecanismul ăsta, dar pe de altă parte te întreb cum să procedezi o administrație publică. Da? Cum să facă domnul Nicușor, Dan, când primul, bagă să căldură? Să reducă risipa. Mare parte din administrația publică cred că poate să lucreze și de acasă. Am auzit o primărie, cred că am dat noi la știrile Europa FM, o primărie care se gândește să-și trimită oamenii acasă, ca să reducă. Să reducă, cred că, nu știu cât dacă se pot trimite chiar toți acasă, dar sigur, în primării, am avut contact cu multe primării de-a lungul timpului, cu instituții publice. Temperatura medie în birouri că zi 25 de grade. Da. Nu e normal. Eu stau într-o casă destul de mare, cu copii, temperatura mea în casă iarna este 19-20 de grade, toată lumea se simte confortabil și, cum a spus antevorbitorul, da, eu mă simt confortabil, stau chiar în pantalon scurs la 25, la 19 grade. Te înțeleg, da, poate e bine, dar anul ăsta nu cred că o să mai ai. Benevol, așa te simt.
Da, la mine nu mă afectează foarte mult scăderea, economia, pentru că asta e. Așa, în trecut am mers tot pe aceleași temperaturi. Ok. Mulțumesc. Statul mă pedepsește. În 2021 am avut medie de 307 kW. Primim un mesaj pe WhatsApp. Am schimbat becuri electrocasnice, investiții. Nu glumă, am ajuns la 180 de kW. Dar totuși nu beneficiez de compensare. Corect. Acest om are dreptate. El s-a înscris în chestiunea asta și ce să vezi? Pentru el nu există o răsplată. Acum, vedeți, domnule ministru Popescu, de ce e gândită prost treaba asta? Trebuie să aveți mai mult curaj. Eu știu că vă este simplu la stat, domnule, când să fac calculele acolo și am zis, ăștia sunt așa și gata. Sebastian, salutare! Alo? Salut! Bine ai venit la România în direct. Valentin. Concluziile. Valentin? Îmi cer scuze. Sebastian, e în așteptare. Da, nu înțeleg de ce treabă are Rusia cu criza noastră de curent, de electricitate. Nu înțeleg de ce avem o criză de electricitate. Am să-ți explic în două vorbe. 2019, sunt capacități de producție în România și în alte state europene care fac curent cu gaz. Asta este chestiunea. Gazul ăla nu prea mai există. În România, o secundă, în România noi nu avem destul curent electric cât consumăm. Și când se face coșul ăsta al prețului, care se calculează cu mai multe prețuri locale și în funcție de cel mai scump curent electric, atunci toate prețurile sunt trase în sus. Aici este problema, pentru că se raportează la cel mai scump preț. Deci degeaba facem noi energie din hidrocentrale, care e de 5 ori mai ieftină decât cea din cărbune, pentru că cea din se hidrocentrale tot... Se calculează atunci, la cărbune. Da, exact, așa este. Dar asta este o normă europeană. Da, care probabil va fi schimbată atunci, vineri. Probabil că vineri va fi schimbată. Și de ce trebuie să insistăm cu ea la nesfârșit? Păi nu mai insistăm, că asta a fost toată discuția. Asta zic, că statul român trebuia și putea să facă asta mai repede. Asta spun aici. Trebuia să se desprindă de acest mecanism de luni bune. Dar România nu a făcut-o datorită sau din cauza judecați, cum vreți, acordurilor sale europene. Pe lângă asta, nu înțeleg de ce energia, care este care este un segment strategic, de ce este, mulți trebuie să-l gândim ca pe o corporație. Nu trebuie să scoatem profit din spitale, nu trebuie să scoatem profit din justiție. De ce trebuie să scoatem din energie? Pentru că o firmă, ca să-și atingă parametrii, indicatorii pentru acționari, poate să facă lucruri care sunt în detrimentul țării, a consumatorului final. Și atunci este stupid. Adică te gândești că... Eu sunt o resursă strategică care deservește atât economia, deci un întreg lanț. Și noi privim așa, parcă sunt, nu știu, parcă e timpul de reclamă la antena, la Europa FM. Ok, nu se bagă statul să reglementeze cu cât vindeți noastră timpul de reclamă, da, spațiu de reclamă. Dar aici acum... trebuie să intervină. Pentru că nu este vorba de piață liberă. Și nu ar trebui să fie vorba de piață liberă. Cum ai intervenit? Dar spune-mi cine plătește diferența de preț? De la 1300 la cât o fi? Că statul decontează doar până la 1300. Păi nu, statul nu ar trebui să se mai raporteze la prețul marginal de la energia produsă din cărbune. Pentru că avem energie ieftină, trebuie să facă cel mult o medie. Ok. Bun, că erau două planuri ale discuției. Te întrebam dacă va exista reglementare, cine o să plătească diferențele de preț, că s-ar putea și alea să fie mai scumpe chiar cu mecanismul tău. Ce înseamnă reglementare? Cum e acum? 1300 de lei pe megavat. Dar de ce? Și plafonarea asta e la fel. E stupidă, pentru că degeaba plafonezi un lucru pe care nu ar trebui să-l controlezi cap-coadă. Aha, iată un răspuns și ăsta e cel mai bun răspuns. Mulțumesc tare mult! Statul român are datoria și nu vrea să facă. Să se uite pe tot lanțul de producție, distribuție, furnizare. Să vadă toate marjele de profit acolo și să umble nu la prețuri, ci atenție la alte mecanisme de control, gen plafonare, profit și așa mai departe. Aici are de făcut România ceva și aici trebuie să se trezească din această letargie. Mulțumesc pentru răspunsurile voastre, dar țineți minte că s-ar putea să trecem prin momente dificile în această iarnă. Cum o scoatem la capăt, o să discutăm asta pe parcursul
zilelor următoare. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.